Bună dimineața tuturor! Noi ne revedem la tradiționala deja discuții despre transformare digitală a Republicii Moldova și toate elementele conexe acestui proces și acestei noi dimensiuni sau noi priorități naționale. Noi discutăm la bun început că noi, pentru prima dată, avem transformarea digitală drept una dintre prioritățile acestui guvern și acestui parlament curent. Noi, pentru prima dată, avem o funcție de viceprim-ministru care are scopul coordonării acestui efort de transformare digitală. Este o înțelegere clară a realităților în care noi deja trăim, într-un secol digital, în care noi ne putem conecta practic gratuit din oricare colț al lumii și să facem ca nu cetățenii să se miște, ci datele să se miște. Unde noi putem eficientiza cu utilizarea serviciilor digitale procese pe toate domeniile. Nu contează care domeniu noi acum l-am discutat, noi putem să găsim soluții digitale pentru a soluționa unele probleme. Reamintim că această serie de discuții va fi una, încă o dată, tradițională, de la orele 10 până la 11, în fiecare zi de vineri. Astăzi o mică excepție, pentru că domnul ministru Spătar are o întâlnire importantă, o întrevedere la orele 11, o ședință. Și vom discuta despre transformarea digitală în sectorul social, cu domnul ministru Marcel Spătar, ministrul Muncii și Protecției Sociale a Republicii Moldova. Vă reamintim că această serie de discuții este organizată de către Institutul pentru Reforme și Politici Europene, pe care eu îl reprezint în calitate de expert politic de digitalizare, în cooperare cu Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova, cu privire punct eu, Radu, mersi tare mult, Vitalie, mersi. Și aceste discuții, trebuie să spun așa o frază, că sunt organizate în cadrul unui proiect creșterea rolului Centrelor de Cercetare și sprijinirea efortului național de integrare europeană a Republicii Moldova. Apropo, este foarte important acest element, pentru că noi, la IPRE, împreună cu Agenția de Guvernare Electronică, vedem și efortul de integrare europeană cu utilizarea soluțiilor digitale foarte important. Se numește proiectul Think Tanks for EU Membership, implementat de IPRE, parteneriat cu AG, privesc eu, realizat cu susținerea Fundațiilor pentru o Societate Deschisă. Domnule ministru, bună dimineața! Bună dimineața! Trecem direct la subiect. Tradițional, noi avem câteva întrebări generice ca să pornim această discuție, după care așteptăm oricare întrebări, opinii, propuneri din partea celor care ne privesc sau care ne vor privi eventual, pentru că noi facem această înregistrare. Puteți adresa întrebările dumneavoastră pe transmisiune, pe pagina IPRE, pagina noastră, dar și vedeți undeva acolo jos, fugem un site, menti.com, introduceți acel cod, este super simplu, super intuitiv și eu voi vedea aici în backspace, voi vedea care sunt acele întrebări și te voi adresa domnul ministru. Domnul ministru, care este realitatea în domeniul pe care ne-ați coordonați pe această dimensiune de transformare digitală? Pentru că este absolut clar, vorbeam înainte de începerea acestei transmisiuni, că nu există un domeniu astăzi în lume, la modul general, unde soluțiile digitale nu pot aduce o plusvaloare. Noi trăim într-un secol digital, noi putem din smartphone-ul nostru să vedem tot felul de informații la care nu aveau acces președinții SUA 20 de ani în urmă sau l-aveau după săptămâni de cercetare. Da? Noi putem să facem acest lucru într-o secundă, din oricare colț al lumii, un volum foarte mare de informații. Noi putem să controlăm date, noi avem deja toate transferurile bancare pe care le dorim, noi putem să procurăm orice din oricare colț al lumii, noi putem să ne conectăm cu oricine, dar în continuare serviciile publice în multe țări, și nu mă tem să spun și în Republica Moldova, cumva întârzie să se implementeze. Spuneți-ne, vă rog, care este realitatea pe acest domeniu, cum vedeți dumneavoastră, la modul general, transformarea digitală, cum ministerul face parte din acest efort masiv național și această nouă prioritate națională care se numește transformare digitală. Vă rog. Da, mulțumesc. Transformarea digitală nu începe acum și digitalizarea sectorului nu începe acum. Este un proces care a început, cred că 20 de ani în urmă, ar fi corect să spunem, și între timp s-au dezvoltat mai multe sisteme informaționale, s-au dezvoltat mai multe module care au dus la eficientizarea proceselor. În același timp, multe dintre ele s-au învechit, și moral, și operațional.
Noi trebuie acum să revizuim sistemele informaționale vechi și am început acest proces. Unele dintre aceste sisteme vor fi înlocuite pentru că sunt limite obiective și nu pot să le modernizez, trebuie să le înlocui complet. Pe domeniul nostru, pe muncă și protecție socială, nu avem un sistem integrat de analiză a datelor și asta este o mare barieră în procesul de planificare și procesul de elaborare a politicilor, pentru că sistemele care au fost construite până acum, ele erau mai degrabă sisteme operaționale pentru implementarea unor anumite prestații, mecanisme și așa mai departe, dar nu aveau suficient de bine dezvoltat componenta analitică, componenta de trasabilitate, de exemplu, pentru a identifica cazuri de abuz, pentru că și în sistemul de protecție socială sunt cazuri de abuz. De aceea, noi trebuie să vedem și facem asta, la ce etapă ne aflăm, cât de performante sunt sistemele noastre informaționale și ce modificări trebuie operate. Grosomodo, noi avem două domenii majore, așa cum am spus, munca și protecția socială. Pe sistemul de protecție socială, digitalizarea este mai avansată. Pe sistemul relațiilor de muncă, din diverse motive, lucrurile s-au blocat. Ca să vă dau doar un exemplu, registrul pentru salariați, el este elaborat, dar nu este implementat. Este elaborat de câțiva ani, dar nu este implementat și din motive politice și din motive de impact asupra, sau impact perceput, mai bine zis, decât impact real asupra mediului de afaceri. O să discutăm despre asta. Pe domeniul protecției sociale, bineînțeles că cel mai mare sistem este sistemul Casei Naționale de Asigurări Sociale, care calculează toate indemnizațiile de asigurate, pensiile. Acest sistem este critic pentru țară, el gestionează un buget de mai bine de 30 de miliarde de lei și acest sistem trece și acum printr-o reinginerie și o modernizare. Ea poate fi punctuală, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, ieri pentru indemnizația de maternitate, dar poate fi și structurală. Noi am pornit un proces de modernizare completă, sau mai bine zis, reinginerie completă a acestui sistem. Va fi înlocuit cu un sistem nou în următorii 2 ani. Și avem și alte sisteme informaționale conexe. De exemplu, sistemul pentru ajutorul social, care e un sistem destul de complicat și este util pentru asistenții sociali care introduc cererile pentru cei care solicită ajutorul social, dar este complicat de gestionat la nivel central și nu are suficient de bine dezvoltate componentele analitice, ca noi să vedem efectiv cum acest sistem de ajutor social se implementează în practică. Domnul ministru Cescu, da. Întrerup. Vă rog. Ca să, probabil că eu înțeleg, dar cei care ne urmăresc, de ce este atât de important această componentă analitică? Toate sistemele care dumneavoastră acum le înțeleg, faceți o retrospectivă, o reinginerie, de fapt un helicopter view a funcționalității acestor sisteme. Să vedeți dacă ele corespund necesităților, inclusiv din punctul de vedere a ministerului. De ce este atât de important de a avea această componentă analitică în ele? Pentru calitatea mai bună a serviciilor. Înțeleg eu corect? Pentru reforme sistemice. Noi anul acesta am reformat sistemul de ajutor social, de exemplu. Și ajutorul social nu are doar componenta digitală, da? În spate este un principiu. De ce oferim noi ajutor social, care este de fapt o prestație bănească, pentru a ajuta oamenii să iasă din sărăcie. Dar, din păcate, de multe ori, familiile devin dependente de acest ajutor social, familii în care sunt oameni apți de muncă, care se înregistrează la NeoFM, adică la șomaj, numai pentru a beneficia de acest ajutor și stau în acest ajutor timp de ani de zile. Deci, ajutorul social, în acest caz, nu își mai îndeplinește funcția de
a ajuta familia de a ieși din sărăcie, familia devine dependentă de acest ajutor social. Deci noi anul acesta am reformat legea privind ajutorul social în sensul de a stimula oamenii să se angajeze în câmpul muncii, mai ales cei apăs de muncă, bineînțeles. Dar pentru a face acest lucru trebuie să ai și un sistem informațional care în spate este maleabil, care poate fi modificat, flexibil și așa mai departe. Ori sistemul actual, care a fost dezvoltat în 2008, este destul de rigid și modificările nu întotdeauna se pot face ușor. Probabil este nevoie de modernizarea acestui sistem. Nu probabil, sigur este nevoie de modernizarea acestui sistem. Iată, asta este un exemplu cum interacționează politicile publice cu sistemele informaționale. Uneori poți să nu implementezi anumite politici publice pe care ți-ai dori să le implementezi repede, rapid, niște reforme, pentru că ești blocat în sistemele informaționale. Și sistemele informaționale nu se pot schimba cu aceeași rapiditate cu care se adoptă anumite legi în Parlament, de exemplu. Deci, practic, noi avem nevoie de sisteme noi care să plieze pe noile realități, noile realități legale, decizionale, priorități naționale de dezvoltare, inclusiv în domeniul dumneavoastră. Domnule ministru, dumneavoastră ați punctat un element foarte important despre un sistem electronic, legacy, cum numim noi, din 2008 în cazul corespunzător, dat un exemplu. Dar noi discutând cu alți colegi ai dumneavoastră, mulți ne-au spus că există sisteme care este destul de greu să le schimbăm, inclusiv sunt limitări de genul financiar, de exemplu, sau decizional, sau nu este o suficientă înțelegere că el nu este funcțional și nu are niciun fel de șansă de devină funcțional. Deci întâlniți careva probleme în a explica tuturor celor care coordonați aceste activități că acest sistem nu funcționează și că de fapt trebuie să facem un sistem absolut nou. Și el nu are șansă să fie reconstruit sau făcută această reinginerie care îți corespunde noilor realități. Mulți, încă o dată repet, dintre colegii dumneavoastră ne-au spus că aceasta este o problemă și mai mulți colegi de dumneavoastră în ministerile corespunzătoare fac această reevaluare a sistemelor informaționale, însă această decizie nu este una ușoară, pentru că acolo s-au cheltuit și resurse financiare, și umane, și timp, inclusiv și din bugetul de stat, și atunci trebuie să dai foarte multe explicații, inclusiv, nu știu, finanțatorilor sau Ministerului Finanțelor, de ce este nevoie de un sistem absolut nou. Noastră, care este situația pe domeniul pe care o coordonați pe această dimensiune? Bineînțeles că orice modernizare sau reinginerie are în spate o analiză, cost-beneficiu și orice sistem nou are un cost. Efectul înlocuirii unui sistem poate fi estimat în eficientizarea unor procese sau chiar în anumite optimizări bugetare. De exemplu, un sistem învechit poate avea limite în funcțiile de control și poate permite generalizarea unor practici, cum să le spun, semi-legale, da? Abuz. De aceea un sistem modernizat care să aibă funcționalități mai bune de a semnala că anumite practici sunt generalizate și nu corespund spiritului legii sau spiritului mecanismului care este implementat, ar putea eventual să aducă și niște economii la buget. Și aici, iarăși, mă refer la același ajutor social care arată experții, nu este suficient de bine direcționat. Nu sunt țintite neapărat cele mai sărace familii și prin optimizarea sistemului informațional se poate urmări mai bine cum este implementat acest mecanism. Dar noi cumva ne focusăm prea mult pe ajutorul social în această discuție. Sunt și alte mecanisme, de exemplu, același registru al salariaților care funcționează în alte țări, la noi a fost dezvoltat și nu este implementat în sectorul real. Domnul ministru, propun să este potențial de multe de economii și la buget sau de partea cealaltă pot fi încasări la buget dacă implementezi un sistem informațional care te ajută să
face mai eficiente controlele pe salarizare, de exemplu. Domnul ministru, doamne, trecem imediat la alte subiecte, pur și simplu să finalizăm această discuție despre registru și această interacțiune și acest element de a face circulația acestor informații mult mai clară, mult mai definită, ca să meargă ajutoarele sociale corespunzător acolo unde sunt necesare și de a evita abuzurile. Dar eu vreau să vă întreb dacă viitorul sistem sau viitoarea soluție sau nu știu, viitoarea platformă cumva ea țintește și beneficiarii de pe cetățenii cu participare mai mare, logarea lor prin sisteme autentificate cu semnătură digitală, pentru că aceasta probabil va crește rata de, nu știu, de transparență sau de calitatea acestor date. Neastră, atunci când dezvoltați, faceți reingineria, cât de mult această componentă a beneficiarului, această uzabilitate a acestui platforme este luată în considerare. Și trecem la următoarele subiecte. Da, absolut. Sistemele informaționale au mai multe utilizări. Ele astăzi, în special, servesc pentru niște sarcini administrative, operaționale, pe partea de administrare a proceselor. Da? Sunt pentru operatorii diferitelor agenții, sunt pentru asistenții sociali și așa mai departe. Sunt puține sisteme informaționale care comunică direct cu beneficiarul final, cu persoanele care depun cereri pentru indemnizații și așa mai departe. De aceea, noi trebuie să dezvoltăm sisteme informaționale care comunică cu cetățeanul. Și ca să vă dau un exemplu, nouul sistem informațional pentru vulnerabilitatea energetică va avea modulul prin care cetățeanul sau familia se poate înregistra singur pe platformă și va putea vedea ulterior rezultatele acestei înregistrări, categoria de vulnerabilitate în care a fost atribuită, eventual alte mecanisme, rable pentru electrocasnice și așa mai departe, care vor fi acolo în acest sistem informațional. Pentru asta, uneori este nevoie de reingineria completă a sistemului. De exemplu, sistemul de ajutor social nu permite astăzi familiei să se înregistreze singură, să completeze, să intre pe un site și să se înregistreze singură pentru a beneficia de acest ajutor. Trebuie să depună o cerere pe hârtie la asistentul social care introduce datele. Da, noi trebuie să îmbunătățim această comunicare, dar sunt și niște limite obiective. Multe familii, în special în zonele rurale, nu dispun de cunoștințele necesare sau de conexiune la internet pentru a se înregistra, mai ales când în domeniul nostru vorbim despre familii vulnerabile. Și aici va trebui de fiecare dată să prevedem și mecanism de înregistrare asistată sau de comunicare asistată cu sistemul informațional. Ministru, dar acest sistem despre care vorbiți dumneavoastră, despre vulnerabilitate energetică, explicați-ne, vă rog, mai mult ce înseamnă aceasta, care vor fi beneficiile pentru cetățeni și poate cumva noi putem să discutăm și despre faptul cum aducem noi beneficiarilor, cetățenilor, informații despre A, existența acestui sistem și B, cum el poate fi utilizat. Nu știu, asistenții sociali sunt cumva implicați în procesul de a explica. Pentru că eu am așa impresie că este și în beneficiul lor asistența socială. Pentru că odată ce ai explicat funcționalitatea unui sistem, e mai puțină sarcină post-factum și mai puțin lucru și se poate concentra pe alte priorități. Deci ce reprezintă acest sistem? Cetățenii cum îl vor putea utiliza? Care sunt beneficiile? Și care este rolul asistenței sociale în, nu știu, mai multe educații de a prezenta acest sistem? Și de a evita pe viitor, nu știu, procesarea manuală a datelor sau colectarea manuală a datelor de către asistenții sociale și de către cetățeni. Păi, bineînțeles, tocmai pentru asta facem această deschidere a sistemelor informaționale pentru cetățeni, ca ei să se poată înregistra singuri și pentru asta trebuie să existe și tutoriale, explicații, cum se utilizează sistemele informaționale. Noi avem astăzi dezvoltate și pe partea de asigurări sociale, chiar pe pensii, avem dezvoltate anumite module care îți permit să-ți vezi estimativ care va fi pensia reieșind din contribuțiile pe care le-ai plătit, dar nu mulți utilizează pentru că nu mulți au acces la cabinetul personal, de exemplu. Există și calculatorul de pensii pe site-ul Casei Naționale de Asigurări Sociale. E un proces
continuu de deschidere a sistemelor informaționale către cetățeni, dar ele trebuie, această deschidere trebuie să fie făcută, să fie însoțită, mai bine zis, de explicații, așa cum am zis, tutoriale și așa mai departe, ca să fie user-friendly. Da, vă mulțumesc. Acest calculator de pensii despre care vorbiți dumneavoastră, cum el funcționează? Eu în calitate de cetățean, introduc datele generice sau extrage diverse date din diverse registre pentru iarăși? E un singur registru, este sistemul informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale, care cunoaște pentru fiecare persoană ce contribuții au fost înregistrate și plătite în ultimii ani. Și în baza acestor informații care se cunosc până la moment, plus adițional informații privind veniturile care sunt previzionate pentru persoană, fiecare persoană va introduce cât se așteaptă el că va câștiga în următorii ani, de exemplu, și câți ani va mai lucra, da? Și în baza acestor estimări, plus, cum am zis, istoricul contribuțiilor, se face estimarea pensiei. Da, vă mulțumim. Domnul ministru, noi discutam cu domnul Mircea Eșanu, directorul ASP, care ne-a spus următorul enunț, că noi la ASP, dacă am avea toate datele necesare de la toate instituțiile corespunzătoare care într-un fel sau altul generează informații sau date calitative pentru a procesa un serviciu, noi am face acest lucru foarte rapid, 10-15 minute. Care este nivelul de interoperabilitatea datelor, registrelor pe care dumneavoastră le coordonați cu alte instituții de stat, spre exemplu ASP, pentru a crea aceste documente și a genera acest serviciu de o natură, de o manieră mult mai rapidă, flexibilă, eficientă? Care este colaborarea dumneavoastră cu alte instituții ale statului? Dacă puteți cumva să vă expuneți pe acest subiect și cum utilizați datele, pentru că probabil acestea sunt foarte important. Cum noi putem să reutilizăm datele de asemenea natură ca să nu forțăm cetățeanul de fiecare dată să vină să depună aceleași informații repetat și repetat. Spre exemplu, este absolut clar că dacă spunea un medic din sudul Republicii Moldova, pentru că este clar că dacă un cetățean nu are un membru, o mână, de exemplu, el nu mai trebuie să vină și anul viitor să depună cererea sau documentul corespunzător, pentru că este clar că o mână nouă nu i-a crescut. Scuzați pe așa direct. Da, asta e adevărat. Bine, acum dacă să vorbim strict despre dizabilitate, există dizabilități care se recunosc pe viață și nu trebuie să vii să ți le recertifici. Altele care pot fi recuperate și care trebuie reevaluate periodic. Aici e mai degrabă vorba despre procedurile de evaluare a dizabilității decât de sistemul informațional. Pentru că sistemul informațional chiar nu are un rol atunci când statul spune cât de des trebuie să vii ca să-ți reexaminezi o anumită dizabilitate. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, într-adevăr, trebuie ca sistemele informaționale să comunice între ele și asta se asigură prin mecanisme care există, pe acea platformă de interoperabilitate, comunicare între sistemele informaționale ale guvernului, M-Connect, care permite interpelarea, interogarea bazelor de date ale altor sisteme pentru a genera informații sau a genera multe decizii din sistemele noi. Același ajutor social, sistemul pentru ajutor social, solicită informații din alte sisteme, de la FISC, de la CNAS și așa mai departe. Noul sistem pentru vulnerabilitate energetică de asemenea va solicita informații de la toate sistemele care există. Veți vedea cererea de înregistrare pe sistemul de vulnerabilitate energetică pentru compensații va fi foarte scurtă, tocmai pentru că majoritatea informațiilor sunt deja cunoscute de guvern. Acest lucru cred că este foarte important să fie sistemul, cum spuneți dumneavoastră, scurt, intuitiv, rapid, pentru că altfel noi nu o să avem o penetrare mare a acestui serviciu. Trebuie să-l facem cât mai intuitiv și cât mai simplu. Domnul ministru, domnul Barcare Anatolie ne întreabă. Bună ziua, domnule ministru, care sunt pașii privind digitalizarea, exact ce vorbeați dumneavoastră acum, dar probabil un pic în detalii. Digitalizarea procesului de a obține statutul persoanei cu dizabilitate, pentru că la moment este un proces complicat
mai ales pentru persoana care își are probleme. De exemplu, o persoană fără picioare sau altă persoană anual trebuie să obțină acest statut care este complicat și necesită 10 drumuri pentru că în final să obțină ajutor de la stat. Mai jos, câte drumuri trebuie să facă? Medicul de familie 2 ori, medic specialist 2 ori, asistent social, cum este dizabilitate 2 ori, CNAS, poștă, cel puțin 3 drumuri ar trebui să fie reduse după mine. Aceste acte ar trebui să circule fără implicarea pacientului, întreabă domnul Barcar. E foarte corect întrebarea. Am menționat că asta nu ține atât de sistemul informațional, ci nu trebuie să schimb, cu alt cuvânt, nu trebuie să schimb sistemul informațional, ci trebuie să schimb procedurile. Trebuie să, pentru dizabilități de care evident nu se remediază în termenul prevăzut, trebuie să existe certificat care se dă pe o perioadă mai îndelungată sau chiar pe viață. Deci asta este soluția. Acum, pe de altă parte, trebuie instituțiile să se adune în același loc și cetățeanul să vină într-un singur loc. De exemplu, pentru, să vă dau un alt exemplu, copiii care sunt victime ale unor crime sau sunt martori ai unor crime, până acum erau purtați la inspectoratul de poliție, la psiholog, la medic și așa mai departe, pentru că ei au fost, așa au văzut o astfel de crimă. Datorită unui nou serviciu pe care noi l-am implementat la Bălți, acești copii vin într-un singur loc și vine statul la ei, da? Vine polițistul, vine psihopedagogul, vine asistentul medical, toți în același loc la copilul respectiv care a văzut o crimă, de exemplu, sau a fost victimă și copilul într-un mediu prietenos este interogat, îi se acordă asistență și așa mai departe. Același lucru trebuie să se întâmple și cu persoanele cu dizabilități, care trebuie să aibă un singur loc, un ghișeu unic în care se adresează și de acolo se pornește tot procesul. Și acest loc trebuie să fie medicul, bineînțeles, până la urmă medicii stabilesc incapacitatea de muncă, dizabilitatea și așa mai departe. Noi acum suntem într-un proces de optimizare a activității Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. Acest Consiliu în ultimii ani a fost reorganizat și s-au făcut optimizări. Nu mai există acele agenții regionale. Astăzi toată informația vine centralizat la Chișinău de la medici. Este mai redus riscul de corupție în sistem față de cum era anterior, când specialiștii Consiliului pentru Determinarea Dizabilității erau în raioane și unele raioane aveau un procentaj de persoane cu dizabilitate de 4 sau de 5 ori mai mare decât media pe Republică, deci era clar că sunt abuzuri. Dar asta n-a soluționat complet problema, deci noi trebuie într-adevăr să reducem numărul de drumuri pe care le fac persoanele cu dizabilități. Și pentru cele care se deplasează greu, de exemplu, da, sunt persoanele care sunt în cărucioși, trebuie să existe echipe mobile. Ele există, de fapt, echipe mobile și echipele mobile pot avea și medici până la urmă, adică care trebuie să se deplaseze. Avem o direcție specializată în cadrul Ministerului pe stabilirea dizabilități, în genere pe politicile pentru persoane cu dizabilități și această direcție acum evaluează potențialul de îmbunătățire a proceselor de stabilire, certificare a dizabilității. Deci, practic, aceste soluții sunt un instrument foarte eficient pentru lupta cu corupția, într-un fel, sau să transformă ce a spus dumneavoastră într-un limbaj mai simplu, dar care evită situații când cineva abuziv ia careva decizii. Ne puteți da careva alte exemple, domnule ministru, în care sisteme digitale implementate în instituția dumneavoastră sau în coordonare a instituției dumneavoastră luptă cu aceste elemente de corupție și abuzuri? Am mai vorbit și despre ajutorul social. În sistemul de ajutor social de multe ori ajung persoane care n-ar trebui să fie în acest sistem. Din diverse motive, statul nu cunoaște toate veniturile tuturor. Sunt mulți care lucrează peste hotare și trimit transferuri acasă, sunt remitențe și atunci când cineva declară că
nu are venituri, dar de fapt are bunuri, se vede foarte clar că sunt de undeva venituri. Noi avem un sistem de proxy, un sistem care se estimează indirect averea, dar sunt anumite limite și se cunosc cazuri în care persoane care n-ar fi trebuit să beneficieze de ajutor social au beneficiat, inclusiv persoane care sunt apte de muncă și au beneficiat mult timp de ajutor social. Aici cred că digitalizarea este o soluție, adică îmbunătățirea sistemelor informaționale pentru a identifica mai eficient aceste cazuri de abuz. Și asupra acestui aspect ne lucrăm. Domnule ministru, un element important este cât de mult echipa dumneavoastră, și când vorbesc de echipa dumneavoastră, nu mă refer la minister doar, și la toți asistenții sociali, cei care într-un fel sau altul au tangenți cu activitatea dumneavoastră, cât de mult ei susțin acest efort de digitalizare. Dacă puteți un pic să ne spuneți despre acele, nu știu, probleme sau, nu știu, limitări sau rezistență, cum spun unii colegi de-a dumneavoastră, de sistem în implementare de servicii digitale. Care sunt acele probleme principale cu care dumneavoastră vă ciocniți în acest proces de digitalizare? De exemplu, directorul ASP a spus că noi avem tot. Noi avem voință, noi avem bani, noi nu avem oameni. Dumneavoastră ce ne spuneți pe acest domeniu? Noi avem oameni, mai că trebuie să-i recunoaștem, trebuie să-i, remunerăm corespunzător și trebuie să-i dotăm cu echipament și trebuie să-i formăm, bineînțeles. Acum, în sistemul, iarăși, noi administrăm mai multe sisteme și sistemul de muncă și sistemul de politici ocupaționale, adică NOFM, și sistemul de protecție socială, asistență socială, fiecare sistem are digitalizarea sa. Acum, dacă e să vorbim despre asistenții sociali, ca să înțelegeți, calculatoarele lor sunt achiziționate atunci când a fost implementat ajutorul social, adică 10 ani urmă, mai mult de 10 ani urmă. Și noi acum am pornit un proces de achiziție a calculatoarelor noi pentru asistenții sociali comunitari, pentru că sunt din ce în ce mai multe mecanisme care se implementează prin sisteme informaționale noi și atunci calculatoarele vechi nu mai corespund cerințelor pentru administrare. Și aici mă refer nu numai la ajutorul social, mă refer și la ajutorul de criză. Noi o să avem un modul special pentru ajutorul de criză. Mă refer și la vulnerabilitatea energetică. Asistenții sociali vor fi registratori pentru vulnerabilitatea energetică. Și pentru asta noi trebuie să dotăm corespunzător, deci rețeaua de asistenți sociali comunitari în fiecare sat, să fie un calculator nou care să poată să ducă sistemele astea informaționale noi. Da? De asemenea, nu vrem să multiplicăm sistemele informaționale. Noi am vrea și operatorii să aibă acces printr-o singură fereastră la toate sistemele informaționale, să nu trebuiască să se deschidă ferestre noi în browser sau aplicații noi pentru fiecare prestație pe care o au. Da? Da, sunt limite obiective. La un moment dat trebuie să facem niște investiții. Asta facem cu ajutorul partenerilor de dezvoltare, pentru că resursele în buget sunt limitate pentru a face achiziții noi. Da? Sunt 1200 de asistenți sociali comunitari, să-l cumpere la toți calculatoare, pentru buget ar fi un efort considerabil. Domnul ministru, ne-ați atins acest subiect financiar într-un fel sau altul din două perspective, sau din trei chiar perspective. Perspectiva numărul unu, și ne-ați vorbit un pic mai înainte, este că investiția într-un sistem digital, în termen cel puțin mediu și lung, este una profitabilă. Dar pentru asta trebuie să existe înțelegere, da? Noastră, la ministerul pe care noastră îl conduceți, aveți specificate pentru următoarea perioadă bugetară careva cheltuieli pentru tot ce înseamnă transformare digitală, sisteme și în mod special programe de educație pentru angajații dumneavoastră, pe de-o parte. Și aici sunt mai multe perspective, da? Cum să folosească sistemele, securitate cibernetică, acest lucru este super important. Al doilea element este, eu discut cu colegii din Estonia, inclusiv ai dumneavoastră, am avut o funcție diplomatică cândva,
Și practic această idee de a procura calculatoare, el nu mai este valabil aici de mult. Deci se închiriază, se face un contract de chirie cu companii specializate, pentru că asistent social nu mai are calculatorul și nu e responsabilitatea lui să deschide calculatorul de 10 ani, care deschide jumătate de oră sau o oră, sau nu funcționează, sau nu este compatibil cu sisteme noi. Deci aceste două elemente, într-un fel sau altul dumneavoastră, cum le coordonați? Aveți bugete, identificați bugete noi sau, dumneavoastră, numai ce ați spus, contați foarte mult parteneri de dezvoltare. Pentru că în perspectiva... Contextul pe care îl avem, îmi cer scuze, cred că... Da, Finisat întrebarea, da? Este și contextul pe care îl avem. Republica Moldova a tras atenția comunității internaționale în acest an din mai multe cauze și contextul regional, criza cu refugiații, criza energetică. Și de aceea vine suport prin partenerii de dezvoltare pentru Republica Moldova. Deci este o oportunitate acum de a utiliza resursele care vin sub formă de grant, donații pentru Republica Moldova, inclusiv pentru digitalizare. Deci este un context în acest an. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că este necesară o planificare bugetară pe digitalizare pe termen mai lung. Din păcate, noi nu am reușit să o facem încă, pentru că noi încă am moștenit, acest guvern a moștenit procesele de planificare bugetară care s-au dezvoltat în ultimii ani în Moldova și pentru dezvoltarea digitală nu se alocau bani decât dacă erau proiecte cu Banca Mondială pentru digitalizarea anumitor servicii. Din bugetul de stat direct să se aloce bani pentru digitalizarea anumitor sectoare era mult mai complicat sau nu se făcea cumva în mod recurent și planificat. Dar sunt procese care erau pornite anterior, de exemplu modernizarea sistemului Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, sistemului de pensii, da, și indemnizații și așa mai departe, este pornit de câțiva ani, nu l-a pornit acest guvern, este pornit cu Banca Mondială, va fi finanțat de Banca Mondială. Deci este un credit, până la urmă tot guvernul din bugetul de stat va finanța, numai că pe o durată mai lungă din rambursările acestea eșalonate în viitor. Noi avem nevoie de modernizarea mai multor sisteme informaționale, de o platformă unică și în această primăvară am discutat despre faptul că ar fi bine pe sistemul social să avem o platformă unică care să ne permită să facem și acea componentă analitică despre care am vorbit și componenta de trasabilitate, adică să fie acest management al riscului, da, sau identificarea abuzurilor mai bine pus la punct. Ar fi un efort foarte costisitor această platformă unică. Din păcate, prioritățile de finanțare acum ale bugetului de stat sunt orientate pe atenuarea crizei. Zic din păcate pentru că avem de-a face cu crize și, ca să vă dau un exemplu, 1 miliard de lei, care reprezintă aproape 1% din bugetul public național, în această lună va fi alocat pentru persoanele foarte sărace ca să se pregătească sau vulnerabile, ca să se pregătească de iarnă prin acea plată unică de 1.500 de lei pe care trebuie să o oferim, că n-avem de ales. Oamenii, într-adevăr, se confruntă cu inflația mare și așa mai departe. Și aici ai de făcut un echilibru între intervențiile urgente și dezvoltarea pe termen mediu și lung. Și atunci când ești într-un context, cum am zis, în care partenerii de dezvoltare au resurse și ei vor să investească în fortificarea capacităților, în modernizarea sistemelor, de acolo te finanțezi pentru modernizare. Și noi am dezvoltat anumite module în acest an care nu existau deloc. De exemplu, modulul de criză sau modulul pe vulnerabilitatea energetică, care sunt niște platforme noi, făcute după standardele actuale. Aceste platforme trebuie să se integreze pe o platformă generală de protecție socială. Avem un deficit pe planificarea bugetară pentru modernizare, este clar. Cumva dezvoltăm module noi, utile și așa mai departe, dar le dezvoltăm
când apare oportunitatea, nu într-o planificare strategică de termen mediu, și cred că ar fi necesară o planificare strategică mai bună. O să le integrăm într-o viziune globală. Noi, Ministerul, acum dezvoltăm o strategie privind digitalizarea sectorului, în care o să includem standarde minime pentru toate sistemele informaționale noi, cum trebuie să lucreze ele între ele, cum să comunice, ca să nu dublăm, de exemplu, cererea de informații de la cetățeni, așa cum am discutat, să nu solicităm informații pe care alte sisteme deja le cunosc, da? Și această nouă strategie ne va permite pe viitor să asigurăm o mai bună interoperabilitate și o mai mare flexibilitate a sistemelor. Eu revin la ideea că sistemele vechi de multe ori blochează elaborarea de politici. Noi nu putem să modernizăm sau să reformăm anumite servicii sociale sau plăți, tocmai pentru că sistemele sunt vechi, rigide, nu pot fi modernizate și atunci noi nu putem să modificăm anumite lucruri, deși sunt necesare, toată societatea le cere. Noi nu putem să le modificăm pentru că în spate trebuie modificat sistemul informațional și asta poate să ia un an de zile și așa mai departe. Da, deci e o problemă complexă. Da, domnul ministru, domnul Anatolie întreabă, mă scuzați, dar aceste trei instituții, asistență socială, comisie de dizabilitate, CNAS, nu ar putea solicita una de la alta informația online sau altfel în baza IDNP? Toate trei sunt în subordinea ministerului dumneavoastră și solicită info una de la alta. De ce? Întreabă domnul Anatolie. Vreau o precizare, doar CNAS nu este în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Casa Națională de Asigurări Sociale este în subordinea directă a Guvernului și implementează aceste plăți de asigurări sociale într-un mod relativ autonom. În același timp, comunicare între aceste instituții există. Ea poate fi îmbunătățită, dar ea totuși există. Pe ajutorul social, de exemplu, pentru că acolo se cer cele mai multe informații la asistența socială. Pe ajutorul social se solicită anumite informații care sunt cunoscute de fisc, de exemplu, care e în subordinea Ministerului Finanțelor. Și sistemul informațional, ajutorul social, nu comunică cu sistemul informațional al fiscului. Aici este o problemă. Pe salarii, de exemplu. Și persoanele trebuie să-și declare în fiecare lună salariile. Noi cunoaștem această problemă și am semnalat-o și am cerut dezvoltatorilor sistemului informațional măcar asta să remedieze, ca oamenii să nu fie obligați în fiecare lună să-și aducă certificatul de salariu. Pentru că noi oricum știm, dar statul știe. Statul știe care sunt salariile. Sunt de acord că trebuie să reducem, acolo unde este posibil declararea informației de către cetățean, dacă statul deja o cunoaște, și v-am dat un exemplu, asta cu certificatul de salariu pentru ajutorul social, dar sunt unele formulare care în mod obiectiv trebuie să fie îndeplinite de cetățean. Nu ai cum altfel. Nu o să putem să reducem la zero interacțiunea dintre agenții și cetățeni. Trebuie să simplificăm formularele. Dar, ca să vă dau un alt exemplu, revin la acest ajutor social. Formularul pentru ajutor social, dacă nu greșesc, are vreo 10 pagini. E foarte complex. Formularul pentru vulnerabilitate energetică va avea o pagină. Noi trebuie să simplificăm la maximum informațiile. Și chiar atunci când elaboram formularul pentru vulnerabilitatea energetică, aveam colegi din direcție, din minister, care tot propuneau, poate să mai introducem și această întrebare, și acest câmp. Și noi am trecut printr-un filtru intern de briciul lui Ockham, dacă doriți, ca să eliminăm tot ce este deprisos. Și eu cred că toate formularele trebuie, ele nu vor dispărea complet, dar ele trebuie să treacă prin acest exercițiu al briciului lui Ockham, să vedem ce este deprisos. Și dacă noi o informație o cunoaștem de undeva, inclusiv chestii elementare, data nașterii. De ce într-un formular este data nașterii? Dacă noi cerem IDNP-ul, IDNP-ul știe data nașterii. Deci nu mai trebuie să cerem informații pe care le cunoaștem. Deci atât sau viza de reședință dacă nu a fost schimbat în registru corespunzător. Da. Deci, încă o dată, noi nu o să putem să eliminăm complet comunicarea dintre agenții și cetățeni. Noi trebuie să reducem lungimea formularelor,
complexitatea informației pe care o cerem. Domnul ministru, aici intervine acel element despre care noi discutam anterior, de semnătură digitală, autentificată de către instituțiile corespunzătoare. Pentru că, în mod normal, dacă te-ai logat în sistemul corespunzător și a făcut interconexiunea cu toate registrele corespunzătoare, în acest preformular, cum îl numim noi, sau prefilled formular, cum îl numim noi aici în Estonia, deci toate datele deja sunt și cetățeanul doar introduce elementele principale care s-au schimbat dintr-un element sau altul. Deci în cheia asta dumneavoastră discutați. Și noi aici avem o altă problemă. Noi avem o rată foarte mică de acoperire cu certificate de autentificare digitală și semnătură digitală. Cumva asta este o întrebare pentru Agenția de Guvernare Electronică. Eu știu că ei dezvoltă o nouă soluție pentru semnătura digitală care să fie pe telefonul mobil, să analizezi datele biometrice, de exemplu, prin, știți cum te autentifici pe un mobil cu fața, așa să fie și semnătura digitală. Știu că ei dezvoltă ceva similar. Astăzi semnătura digitală este pe stick, da, pe un USB. Eu cred că lucrurile astea se vor dezvolta în timp. Important este viteza cu care asta se dezvoltă. Iar și ca să vă dau un exemplu, un proces de dezvoltare a sistemului informațional pe vulnerabilitatea energetică, care va fi utilizat pentru compensații. Noi am avut la un moment dat întrebarea asistenții sociale comunitare care vor înregistra alte persoane. Cum se vor loga în acest sistem? Prin semnătură digitală sau prin e-mail și parolă? Și până la urmă ne-am dat seama că ei nu au semnături digitale și în acest moment nici măcar funcționarii statului n-au. Bine, funcționarii, angajații statului nu au toți semnătură digitală. Asistenții sociale comunitare, da. Domn ministru, toți angajații dumneavoastră, haideți să ne referim doar la ministerie, folosesc? Da, toți angajații, Exclusiv semnătura digitală și comunică dumneavoastră cu semnături digitale? Sau pe biroul dumneavoastră mai aveți multe hârtii în acest moment? Sunt anumite hârtii care sunt semnate manual, holograf, pentru că așa cer procedurile. De exemplu, hârtiile care merg la trezorerie pentru transferul. Sau contractul, mai bine zis. Contractele care merg la trezorerie trebuie să fie semnate holograf, nu pentru că așa cere legea, pentru că așa este practica. Domn ministru, practica este o chestie aleatorie. Noi avem omologat semnătura digitală cu cea holografică. Știu asta și noi uneori chiar ne batem cu colegii din alte instituții și le spunem că voi trebuie să acceptați semnătura digitală, nu trebuie să vă trimitem varianta pe hârtie. Dar practica mai există. Da. Da, domn ministru, noi avem puțin timp, vedeți foarte rapid. Din acest element de coordonare, înțelegere cine coordonează ce, noi avem mai multe întrebări și nu e un mare secret că oamenii ne-au întrebat în interesul. Haideți să discutăm și despre aceste materiale lemnos și toate aceste pregătiri pentru iarnă și energie și așa mai departe. Care este, dacă în general este un rol al dumneavoastră în distribuirea materialului lemnos și site-ul corespunzător și așa mai departe, ca să oamenii să înțeleagă clar a cui este această responsabilitate? Lemne.media, distribuirea, cine și ce rol are în acest exercițiu de pregătire pentru iarnă, pentru familii vulnerabile? Da, Ministerul Muncii și Protecției Sociale n-are păduri. Noi nu vindem lemne. Agenția Mulțilva este subordonată Ministerului Mediului și site-ul respectiv, care știu că a fost foarte popular în ultimele săptămâni și datorită unor motive pozitive și altora mai puțin, poate, a fost dezvoltat de Ministerul Mediului în colaborare, am înțeles, cu unii parteneri de dezvoltare care au finanțat acest site. El, bineînțeles, are o componentă socială, dar politicile mai multor ministeri au o componentă socială. Până la urmă, rolul statului este rolul de a proteja și de a implementa politici pentru societate. Și Ministerul Infrastructurii are politici în domeniul social, de exemplu,
Fondul de Investiții Sociale gestionat de Ministerul Infrastructurii și Ministerul Economiei are politici sociale, de exemplu antreprenoriatul social sau programul Prima Casă și alte politici sociale. Și Ministerul Mediului are această componentă socială. Noi ne consultăm între noi, le spunem cam ce criterii ar putea să utilizeze pentru a defini ce înseamnă o familie vulnerabilă. Dar implementarea propriu-zisă a acestui program este în responsabilitatea Agenției Mosilva și este coordonat de Ministerul Mediului. Acum, concret despre lemne, scopul acestei intervenții a Guvernului este de a reglementa o piață. Piața de distribuție a lemnelor, care avea și are în continuare intermediari. Am vrut să limităm, noi, Guvernul, am vrut să limităm rolul intermediarilor ca să amortizăm creșterea prețurilor și să ajutăm familiile vulnerabile să aibă acces la lemn. În această perioadă, cred că nu trebuie să explic în ce situație ne aflăm și cu prețurile la gaze și așa mai departe. Domnule, să mulțumim că 8 minute avem. O întrebare cu referire la această platformă pentru criza refugiaților. Deci, de obicei, crizele ne arată că foarte rapid putem să venim cu soluții. De exemplu, acest QR code pentru pandemie. Deci, dopomoga.md și toate cele elemente conexe construite. Ne puteți comenta un pic despre această platformă? Pentru că, după mine, este un succes. Absolut. Eu sunt de acord. Dezvoltat rapid, vă rog. Și asta a demonstrat că avem capacități în țară, avem oameni care pot contribui la digitalizare și pe baza sistemului informațional uahelp.md noi am dezvoltat o nouă platformă pentru serviciile sociale. Noi până în acest an n-am avut un sistem digital pentru serviciile sociale din Republica Moldova. Și când mă refer la servicii sociale, mă refer la, de exemplu, serviciile pentru copii lipsiți de ocrotire părintească, da? Care sunt plasați în familii, la asistenți parentali profesioniști sau în casă de copii de tip familial. Nu aveam un sistem informațional în care să acumulăm informații, să gestionăm acest proces. Sau asistenții sociali implementează servicii sociale de management de caz. O familie vulnerabilă are nevoie de ajutor și se oferă un anumit ajutor condiționat. Ei trebuie să cheltuie banii pe anumite cheltuieli foarte specifice și acest proces trebuie administrat. Acest proces era administrat pe hârtie sau în Excel. Da? Nu există un sistem informațional pentru asistenții sociali ca ei să administreze procesul de management de caz. Bun. Acum, în acest an, am reacționat foarte rapid. În criza refugiaților a fost dezvoltat sistemul informațional, UAHelp, Dopomoga și așa mai departe. Și pe baza acelor procese care au fost dezvoltate în UAHelp pentru centre de plasament temporar pentru refugiați, în baza acestor module, am dezvoltat împreună cu aceiași programatori, aceeași companie, am dezvoltat un nou sistem de servicii sociale pentru serviciile noastre, care nu sunt destinate neapărat refugiaților, ci serviciile generale pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități și așa mai departe. Și această nouă platformă va fi lansată în curând, ea mai este testată, modernizată și așa mai departe. Bine, nu modernizată, îmbunătățită, că ea este deja nouă. Îmbunătățită și va fi lansată în curând. Va avea de asemenea un modul nou de ajutor de criză, care să ne permită să comunicăm mai eficient cu nivelul local în situațiile în care există pe incidente, nu știu, inundații, cu tremure sau alte incidente, incendii de proporții într-o anumită zonă, ca să comunicăm rapid cu acea zonă, să fie generate liste de persoane care au nevoie de ajutor și statul să poată foarte rapid interveni și ajuta acele persoane. O să testăm asta, deci acest modul cu ajutor de criză, o să testăm chiar în această iarnă, pentru că organizațiile astea internaționale care ne ajută, partenerii de dezvoltare, UNHCR,
World Food Program, care sunt în Moldova și care au resurse pentru a ajuta persoanele vulnerabile în perioada rece anului și deci prin acest modul vor fi generate listele de beneficiari. Deci, noi nu vreau să zic că am văzut asta ca o oportunitate pentru că cumva ne-am fi dorit să nu existe războiul din Ucraina, bineînțeles, dar în acest an am văzut că putem reacționa rapid, aveți dreptate și am învățat lecțiile și am simplificat și procedurile de achiziție pentru aceste sisteme informaționale, mai ales că ele sunt acum dezvoltate cu suportul partenerilor de dezvoltare. Adică toate aceste module, toate aceste sisteme informaționale noi sunt finanțate de organizațiile internaționale din donațiile pentru Republica Moldova, nu din bugetul de stat. Dar vor trebui întreținute din bugetul din stat pe viitor. Domnule, spune, avem aici un comentariu. Sistemul guvernului pentru refugiați este dopomoga.gov.md, de fapt. Nu știu. E un comentariu. Că sistemul... Dacă intrați pe UAHelp, este sistemul care gestionează centrele de plasament pentru refugiați. Am înțeles. Deci este Dopomoga, este sistemul de este platforma sau site-ul de comunicare cu refugiații, dar noi în sistemul de protecție socială trebuie să și gestionăm procesele, da? Și noi avem centre de plasament pentru refugiați. La un moment dat am avut 110 de centre de plasament pentru refugiați. Sunt cămine, foste spitale în care refugiații trăiesc, da? Și pentru a gestiona aceste centre de plasament pentru refugiați, a fost dezvoltat sistemul informațional uahelp.md, care de asemenea este utilizat și pentru înregistrarea familiilor de moldoveni care găzduiesc refugiații. La acest sistem m-am referit. El are module de evidență a beneficiarilor, da? Administratorii centrelor de plasament înregistrează persoanele care sunt plasate. Noi putem să vedem o evoluție lunară, zilnică, practic, când să vedem evoluția a numărului de beneficiari per centru, a necesităților care sunt. Acest sistem informațional a fost utilizat și pentru transmiterea ajutoarelor umanitare către aceste centre, pentru că, așa cum am vorbit, sistemele informaționale nu au doar funcția, nu sunt doar site-uri de informații. Sistemele informaționale administrează niște procese în spate. Și procesul de distribuție ajutorului umanitar, de exemplu, a fost făcut prin această platformă, uahelp.md. Sunt mai multe procese pe platforma uahelp.md care au fost preluate, transformate și dezvoltate în platforma pentru servicii sociale. Domnule, sunt ultima întrebare. Ne-ați spus că cooperați cu companii sau compania corespunzătoare. Care este relația noastră cu dezvoltatorii? Pentru că, de exemplu, nu știu, unele orașe din Ucraina sau unele ministeri au invitat dezvoltatori locali care au făcut acest parteneriat de durat, un fel de sandbox, dacă doriți, de dezvoltare a soluțiilor. Noi avem o asemenea înțelegere a lucrurilor, dumneavoastră personal și ministerul care îl conduceți. Mi se pare că e un win-win pentru toată lumea. Absolut. Eu comunic personal cu dezvoltatorii, noi vorbim de mai mulți dezvoltatori. Este... Poate faceți o invitație, domnul ministru, sau un mesaj pe această dimensiune. Eu invit pe toți să colaboreze cu noi. Noi suntem deschiși și ne dorim să modernizăm sistemele informaționale și să dezvoltăm sisteme informaționale noi. Acum lucrează în paralel cel puțin trei echipe, ca să înțelegeți. Chiar acum, în timp ce vorbim noi, lucrează în paralel cel puțin trei echipe de dezvoltatori care dezvoltă diverse sisteme informaționale sau module pentru domeniul pe care îl gestionăm noi. Da, este echipa care lucrează la dezvoltarea sistemului de ajutor social, modernizarea, pentru că acum au fost aceste reforme la programul de ajutor social. Este altă echipă care lucrează la modulul pe ajutor de criză și pe sistemul informațional de ajutor social și este o altă echipă care lucrează pe vulnerabilitatea energetică și dezvoltarea sistemului informațional vulnerabilitatea energetică. Este un volum foarte mare de lucru, fiecare sistem informațional trebuie dezvoltat și mai departe. Cel puțin două din acestea trei sunt noi, complet noi, care trebuie implementate, apoi explicate, tutoriale, cum se utilizează și pentru asistenți, pentru cei care se implementeze și pentru beneficiarii finali.
altul este mai vechi, dar necesită modernizare. Deci sunt niște procese care continuă. Eu îi cunosc personal pe toți. Bine, personal, ne-am întâlnit, am discutat. Eu sunt implicat în procesele tehnice, de asemenea, pentru ca să ne asigurăm că toate ele corespund anumitor standarde și norme minime. Și opiniile beneficiarilor finali, fie ei cetățeni sau asistenți, sunt toate în considerare by default în toate, da, domnul ministru? Este un proces de consultare continuu, absolut. Dezvoltarea unui sistem informațional nu se face doar de către IT-ști și funcționarii din minister. În procesul de dezvoltare, noi consultăm pe cei care o să implementeze, care o să utilizeze în practică sistemele astea informaționale. Luni, de exemplu, la minister, la ora 3, vom avea consultări publice pe criteriile de vulnerabilitate energetică care vor fi implementate în sistemul informațional și atunci vom prezenta și cum funcționează sistemul informațional. El va fi lansat la începutul lunii octombrie, sistemul pe vulnerabilitatea energetică. Și eu invit pe toți cei care doresc să participe la discuții să facă o vizită la minister luni la ora 3. Luni la orele 3. Da. Perfect. Domnul ministru, o oră a trecut foarte rapid, tradițional. Reamintesc că aceste discuții au loc săptămânal, în fiecare zi de vineri. Vinerea viitoare va avea loc o următoare discuție pe un subiect super important. O să vă anunțăm săptămâna viitoare cine este invitatul. IPRE, în cooperare cu Agenția de Guvernare Electronică și Prives.eu, organizează aceste discuții și realmente pe sfârșit, domnul ministru, trebuie să mergeți la următoarea ședință, un mesaj de încheiere și aici am închis această discuție. Mă rog. Mesajul meu este că noi trebuie să facem serviciile statului proactive pentru cetățeni, acolo unde statul știe că s-a produs un eveniment care este asigurat de stat sau în care statul ajută cetățenii, ca de exemplu nașterea unui copil, cetățeanul nu trebuie să facă drumuri suplimentare sau să ceară suplimentar ajutorul statului. De aceea ieri am propus o modificare a legii care va fi votată în Parlament ca indemnizația pentru copii, pentru maternitate să fie acordată proactiv. Și pe viitor, eu sper că și indemnizația pentru creșterea copilului de 1000 de lei lunar să fie de asemenea acordată proactiv. Acum încă se mai cere completarea acelei solicitări la CNAS. Deci mesajul meu este că împreună cu Agenția de Guvernare Electronică lucrăm la activarea acestor servicii automată. Noi vom dezvolta și alte mecanisme, inclusiv mecanisme de subvenționare a creșterilor salariale, care să fie automate și să nu fie necesară cererea din partea angajatorilor. Sunt foarte multe oportunități în acest sens, iar pentru angajații din sistem, pentru cei care implementează politicile noastre, trebuie să dezvoltăm capacitățile analitice ale sistemelor noastre informaționale și capacitățile de trasabilitate, adică de a urmări factorii de risc care sunt pentru a reduce abuzurile din sistem și a utiliza mai eficient banii publici. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult, vă dorim o zi și un sfârșit de săptămână cât mai bun, eficient pentru toată lumea. Și vă mai așteptăm la edițiile Moldova Digitală din viitor. Cu plăcere! La revedere!